Bună seara, domn Andrian! La mulți ani! La mulți ani și numai bine! M-auziți bine? Deci, domnul Andrian, pentru dumneavoastră, cu dedicație specială, am scris o poezie foarte frumoasă și vă dedic cu drag. Întorc așa telefonul, fiindcă filmez acest moment și, dar vă dați seama, cred că tăcea surmiază, dar va fi ceva frumos, vă garantez eu. Astăzi e o zi deosebită. E ziua ta, iubitul meu soț. Ești un om minunat pentru mine. Ai apărut în viața mea întâmplător. Era 2005, luna februarie. Ai făcut armata cu fratele meu și m-ai observat într-o poză unde eram și eu. L-ai întrebat dacă poate să-mi scrie scrisori. Eu pe atunci învățam la universitate. Voi făceați armata în raionul Ocnița. Fratele ți-a permis, dar... S-a spus și dreptatea, că am prieten și nu sunt singură. Și iată așa timpul trecea, iar la sfârșit de lună, mama m-a trimis să-i duc fratelui o geantă. Iată atunci am făcut cunoștință. Era ei foarte rușinos. Nici nu te apropiai de masă, în minte. Dar mă priveai foarte frumos. Am stat de vorbă până la 3 de noapte. Apoi împreună cu fratele m-ați petrecut la rutieră. M-am întors în capitală. Și din acea zi mă sunai permanent. Cu toate că știai că am prieten, dar foarte tare ți-am plăcut. Îmi sunai și îmi trimiteai scrisorile, foarte frumoase le-ai compus. Îmi trimiteai felicitări cu diferite ocazii, 8 martie și alte sărbători și de atunci eu spre tine cu alți ochi mă uitasem. M-am îndrăgostit la propriu, am părăsit băiatul cu care mă întâlneam. În luna mai, țin minte de Paște, mama mă trimisese la frate iar. Iar să-i duc de mâncare, dar și pe tine să te văd. Ardeam din nerăbdare. Am petrecut 2 zile în 2. Au fost niște clipe de neuitat. Iar eu m-am întors la oraș, l-am învățat și așteptam de la armată să te întorci. Țin minte, era o zi de vară, 10 iunie, niciodată n-am să uit când te-ai întors de la armată. Iar pe 11 la noi acasă ați venit. Țin minte, stăteam la poartă, te așteptam mai repede să vii. Și după aceea un an de zile noi frumos ne-am întâlnit. Ne-am cunoscut mai îndeaproape. Tot timpul aveam senzația că ne cunoaștem de o viață. Și eu deodată am înțeles că tu ești jumătatea mea. Un om cu sufletul mare, ce știe femeia a respecta, cu inima ca pâinea, iubitoare. Ne era foarte bine împreună, cu toate că nu am fost acceptată de-a ta mamă, spunea că sunt săracă. În schimb, tatăl tău era o persoană foarte bună și ți-a spus, băiatul meu, dacă vrei să o iai de soție, adu-o la noi acasă. Așa și-ai făcut. Socru m-a primit cu brațele deschise, ca pe o fiică m-a iubit. Cu el ne împăcam foarte bine, dar am avut marele noroc că ai fost tu întotdeauna cu mine și m-ai susținut în tot. A venit și ziua cea mare când nunta am jucat. 3 zile a durat a noastră sărbătoare. 20 octombrie, n-am să uit niciodată acea zi minunată. Când tu ai devenit al meu, iar eu am devenit a ta, pe veci bărbatul meu, pe veci femeia ta. Peste lună de la nuntă am aflat că sunt însărcinată, o veste care ne-a bucurat foarte și așteptam comoara noastră, care s-a născut într-o zi de august. Un băiețel mult așteptat, bucuria noastră fără margini. Numele tău noi l-am dat. Ai asistat chiar și la naștere, spuneai că nu ești ca alți bărbați care îi tem de asta și după asta la soții nu se atrag. Ne bucurăm în fiecare zi de comoara noastră dulce. Cu toate că ne-a fost și greu, așa e când are cine să se amestece. După 3 ani jumătate și a doua comoară a venit Gheorghiță, încă un băiat în casă. Dar tu ai fost nevoit să pleci peste hotare când el avea 9 luni. Atunci m-am simțit neajutorat tare, singură cu 2 copii. Mi-a fost foarte greu chiar dacă te simțeam aproape. Prin telefon mereu mă încurajai mult, bărbate. Visam să avem casa noastră, dar nu e așa de ușor. După 4 ani lucrați departe. Iată ne-am realizat și visul nostru. Avem de acum 14 ani împreună, 14 ani de iubire. De tot ce e mai frumos pe lume, am trecut peste tot cu bine. Am avut marele noroc ca mereu să mi-ai ținut parte și m-ai susținut în tot, cum numai un adevărat, bărbat adevărat poate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în fiecare dimineață că tu ești bărbatul meu și te-am întâlnit în viață. Ești romantic, grijuliu, mereu gătim împreună, ție îți place să gătești mult și îți iese foarte bine. Ești stimător și iubitor, știi apprețui femeia, știi vorbe frumoase să spui, a alinta soția.
Și copiii la fel îi iubești foarte mult, ești un tată deosebit, mai rar de întâlnit. Niciodată nu m-am gândit că Domnul să îmi dea așa un soț iubitor. Tu ești pentru mine tot, te iubesc la infinit, jumătatea mea. Ești tot ce am mai scump, ești tot ce am mai drag. Eu mă bucur foarte mult. Las că e bine, astea sunt emoții frumoase, domnul Andreanu, sunt emoții frumoase. Mi-a descris toată istoria mea de la mic până la mare. Asta e viața dumneavoastră în versuri și doamna Mariana să străduiți, îmi povestească în cele mai mici detalii, încă nu tot chiar am inclus, că așa am considerat eu că va fi mai bine. Doamna Mariana, nu vă supărați, eu cred că v-a plăcut. Da, foarte frumos, foarte mult. Vă mulțumim din suflet, sunteți o persoană minunată, eu vă urmăresc aproape în toată ziua, aproape. El știe pe toate, eu așa mai pășit, mai trebuie să lucrez, dar e mai aproape. Bravo, sunteți, să vedeți că sunteți un cuplu foarte bravo, frumos și vă stimați. De exemplu, credeam că numai eu și soția știam că realul s-a anul, dar măcar și toată lumea de da. Dar e o frumoasă poveste, e o poveste extraordinară și merită să fie cunoscută. Domnul Andrean, vreți ceva e ca muia prin intermediul meu să-i transmiteți, doamne, ce doriți să-i spuneți, doamne Mariana? Doamne Mariana sau doamne Maria, că avem două, doamne. Doamne voastră și soție. Da, soție, ce vreți să-i spuneți? Prin intermediul meu să vreau să-i spun că tare, tare o iubesc. Foarte tare. Numai lângă mine îmi doresc filmă lângă mine, nu lângă mai departe mie, nu sunt un pas lângă mine. Unul nu mai duce o pasă pe urma mea. Foarte bravo. Unul se duce pasă, dar eu nu-i dau voie că răzduc, mai de un pas mai departe. Doamne ferește. Cum să-mi spun, aici e jurul meu prăzător. Bravo, foarte frumos și mă bucur. I-am adus la acum... La o realitate foarte fericită, mă faci fericit în ziua de așa mai înainte și cred că și mai viitor. Așa cred. Nu dau finic în lume. Finic, bravo. Bravo că sunteți, știți, sunteți și veseli. Aveți și sunțul umorului. Foarte bravo sunteți. Domnul Andrean, și din partea și copiilor, Andrean și Gheorghe, vă vin tot această felicitare, se alătură și ei la cuvintele frumoase. Și o melodie din suflet pentru dumneavoastră. Da, te iubesc cu dedicație specială pentru dumneavoastră. Eu te iubesc. Hai, e așa. Da, te iubesc pentru dumneavoastră. Eu te iubesc. Tu descoperi focul alb adânc în trupul meu, ești zeu păgân și ești al meu. Tu știi chipul meu secret și sufletul mi-l știi, nunta mea de noapte și de zi. Da, te iubesc cum n-am iubit pe altcineva, eu te iubesc. Ești nebunia mea, da, te iubesc. Mă obsedezi, mă stăpânești, mă cucerești, numai când mă privești. Hai la mulți ani, domnul Andrean! Ia sărutați-vă, soția, că e lângă dumneavoastră! Amar la nir! Amar! Ia că așa! Ia că așa! Amar! Ia uite! Wow, ce frumos! Bravo! Foarte frumos, la mulți ani! Eu respir de dragul tău și dacă ai plecat, ți-aș face rău cu mâna mea. Poate arde mult prea mult și suntem prea geloși, suntem doi nebuni și doi frumoși. Da, te iubesc cum n-am iubit pe altcineva, eu te iubesc, ești nebunia mea. Da, te iubesc, mă obsedezi, mă stăpânești, mă cucerești, numai când mă privești. Hai la mulți ani și sărbătoriți! Ce
Bravo, ne-ați transmis o energie foarte, foarte frumoasă. Sunteți bravo, un cuplu frumos, o familie frumoasă, așa să rămâneți veseli, optimiști. Dacă doriți energie, în toată seara, smasă. Facem! Vă mulțumesc, doamna Mariana, n-am dat greș, știind că, adică să v-am acceptat cu drag să vă fac felicitări, ați fost chiar din prima felicitare, am avut o colaborare frumoasă și acum mulțumesc foarte mult. Doamna. Da, felicitări pe Andreana, asta vară. Noi vă mulțumim foarte mult chiar și de celelalte ocazii de felicitări și de astăzi, foarte mult. Nu m-am așteptat, vă spun serios. Asta a fost specială, de dragoste, de iubire. Bine, eu vă doresc o seară frumoasă, sărbători frumoase și cu ocazia sărbătorilor de iarnă vă felicit și la mulți ani vă doresc împreună. O seară frumoasă. Maria, o seară bună și dumneavoastră. O seară bună. Și vă dorim să fiți sănătoasă și puteți face așa beneficii la toți oamenii de lume. A să ajung la tăt, să vă spun, eu așa și le-am spus la urmăritorii mei. Până la sfârșit... Să știți o foarte înaltă și foarte departe. Ia că așa, mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Încă nimeni... Mersi frumos! Seară bună, la revedere! Ia că în anul nou încă nimeni așa nu ne-a dorit. Mulțumesc frumos! Trebuie să ajungem! Pașem și bătăt ghini! O pereche foarte frumoasă, ați văzut și voi, dispoziții frumoase, simțul umorului extraordinar, bravo lor, așa se vede mereu, se vede că se iubesc, se vede că este foc acolo între dânșii, bravo, așa să fie permanent, la mulți ani și numai bine acestei familii.